Doamnelor și domnilor, bună seara! Sunt Călin Jucovski și vă prezint Patrula Jurnal TV. Poliția de frontier ar câștiga zilnic de la 5.000 până la 50.000 de dolari dintr-o schemă de migrație ilegală a bărbaților ucraineni în Republica Moldova. Cel puțin asta afirmă sursele jurnal.md. Schema ar fi organizată încă din primăvară, cu acordul conducerei Inspectoratului General al Poliției de Frontieră. Se arată în investigația realizată de jurnalistul Pavel Păduraru. În replică, șeful IGPF, Rosean Vasiloi, a dat asigurări că instituția nu tolerează ilegalități la trecerile frontierei de stat. Redacția jurnal.md a aflat detalii despre cum funcționa schema după 6 octombrie trecut, când serviciile speciale ucrainene l-au reținut pe polițistul de frontieră Denis Dup, de la sectorul Otaci. Bărbatul a fost încătușat când ieșea din Ucraina prin punctul de trecere Sochireni-Ochnița și a fost plasat în arest în Ucraina. Instituțiile de drept de acolo au constatat că respectivul, în complicitate cu unii ucraineni, a organizat migrația ilegală în Republica Moldova a mai multor bărbați. Printre altele, rolul lui Dub ar fi fost de a transporta migranții din orașul Mogilev-Podolsk până în apropierea frontierei de stat și de a le explica la ce oră și cum să treacă hotarul prin așa numitul sector verde. Tot el avea grijă ca patrula poliției să se afle în alt loc la ora indicată. Sursele noastre consideră că situația se explică prin faptul că banii obținuți de Dub de la 5.000 până la 10.000 de dolari de persoană erau împărțiți între șefii poliției de frontieră. Se spune că 90% din acești bani ar fi fost preluați de către așa zisul cap al grupării Constantin Malic, pe atunci șef al Direcției Investigației IGPF, decorat cu medalia Meritul Militar în 2015. Acesta ar fi intrat în posesia 40% din suma primită, din care se împărțea cu unii subalterni și cu șeful său Valeriu Popa, pe atunci conducător al Direcției Investigații Speciale a IGPF. Celelalte 50% Malic le-ar fi transmis lui Mihail Voinitski, șef interimar al Direcției Regionale Nord, desemnat 4 ani consecutiv cel mai bun polițist de frontieră din Republica Moldova. La rândul său, acesta ar fi împărțit banii cu șeful IGPF, Rosean Vasiloi. Aceleași surse spun că după reținerea lui Dub, Vasiloi ar fi încercat prin interpuși să-i convingă pe colegii săi ucraineni să-l elibereze pe polițistul moldovean, însă nu a fost auzit. Tot pe 6 octombrie, la Chișinău, a fost reținut Constantin Malic. Polițiștii de frontieră care au solicitat să le păstrăm anonimatul ne-au spus că acesta era documentat pentru migrație ilegală, însă în cadrul documentării s-a constatat și implicarea sa în acțiuni de contrabandă. La solicitarea jurnal.md, Picecox ne-a informat în decembrie că Malic într-adevăr se află în stare de arest, fiind învinuit de contrabandă săvârșită în cadrul unui grup criminal organizat. Pe Svetlana Grosu și un cojocare ambii cercetați penal nu am reușit să găsim. Vasile Gurinov are telefonul închis după percheziție, iar Constantin Malic se află în detenție. Respectând prezumția de nevinovăție, jurnal.md este gata să le publice replicile la acest material. Într-un răspuns pentru jurnal.md, șeful adjunct al IGPF, Oleg Bucătaru, a confirmat că sunt cazuri de corupție, dar a menționat că nu este un fenomen la ordinea zilei. Dat cu război, suntem, clar că suntem foarte pe segmentul este alertați și întreprindem măsuri la maximum ce le putem noi. Nu putem să spunem că este un fenomen enorm, spunem așa, care prejudicează, dar suntem alertați în fiecare caz, în fiecare situație, pătrudim în esență din ce condiții au fost, care sunt condițiile care au favorizat la chestia asta. Și atât, adică nu ne orientăm, fixăm fiecare situație, dar ca să spunem că el prevalează sau spunem că asta nu ne putem permite acest fapt. Într-un răspuns pentru jurnal.md, șeful IGPF, Rosean Vasiloi, susține că întreprinde toate măsurile corespunzătoare, astfel încât angajații săi să exercite atribuțiile în domeniul contracarării fenomenului migrației ilegale și a criminalității transfrontaliere, în strictă conformitate cu cadrul normativ și nu tolerează sub nicio formă abaterile de la cadrul normativ în activitatea de serviciu. În același context, PCCOX a informat jurnal.md că gestionează în prezent 4 dosare penale pe faptul organizării migrației ilegale a ucrainenilor cu implicarea a 4 angajați ai IGPF, 3 dintre care au fost reținuți, iar unul este recunoscut în calitate de bănuit. La posturile vamale de pe ambele maluri ale Prutului au avut loc zeci de percheziții. Mascați au descins la domiciliile a 26 de persoane suspectate de corupție. Potrivit Direcției Naționale Anticorupție, 14 polițiști de frontieră și 12 vameși au fost duși la audieri. Acțiunile au fost desfășurate în cadrul unei operațiuni inițiate de către autoritățile de la București și Chișinău.
Investigațiile comune au fost efectuate pe parcursul a mai mult de un an, fiind documentația angajației Serviciului Vamal și a Inspectoratului General al Poliției de Frontieră de pe ambele maluri ale Prutului. Ministerul de Interne a publicat imagini video de la vamă care surprind momentul când vameșii și grănicerii cer mită. La documentarea acțiunilor ilegale au fost folosiți agenți secreți cu al căror ajutor au fost descoperite 117 acte de corupție. Sumele pretinse și primite variau între 100 și 900 de euro. Marți au fost efectuate percheziții în 31 de locații situate pe raza județelor Iași, Vaslui, Botoșani, Galați, Neamț și Bihor, din care 5 sunt puncte de trecere a frontierei. Restul reprezentând domiciliile unor persoane fizice, anunță autoritatea de la București. Descinderile au loc într-o cauză penală ce vizează suspiciuni privind săvârșirea unor infracțiuni de corupție în legătură cu tranzitarea unor puncte de frontiere comise în perioada iulie 2021-septembrie 2022. Potrivit surselor confidențiale citate de presa de la București, persoanele vizate în dosar ar fi luat între 20 și 250 de euro pentru a facilita trecerea ilegală a unor cetățeni ai Republicii Moldova care voiau să ajungă în Germania. Reprezentanții Poliției de Frontieră de la Chișinău condamnă orice ilegalitate în cadrul instituției. În cadrul Poliției de Frontieră au fost demarate cercetări interne și totodată este acordat sprijinul necesar instituțiilor competente în vederea elucidării tuturor circumstanțelor și atragerii la răspundere în conformitate cu normele legale. Toleranță zero față de actele de corupție și cele conexe unde sunt vizați funcționarii publici, inclusiv cei cu statut special, se mai arată în comunicatul emis de Poliția de Frontieră a Republicii Moldova. Doi deținuți și un taximetrist sunt cercetați penal pentru proxenetism. Ultimul a fost reținut în timp ce transporta o potențială victimă la aeroport. Toată schema era creată de cei doi deținuți închiși acum pentru tâlhărie și viol. Femeia care se afla în mașină ar fi urmat să ajungă în Antalya. Potrivit procurorilor, taximetristul are 35 de ani și este din Chișinău. Cei doi deținuți au 22 și respectiv 26 de ani și stau în penitenciarul numărul 4 Cricova. Unul dintre ei este condamnat la 4 ani și 5 luni de pușcărie, iar altul la 13 ani. Potrivit anchetei, schema de racolare a potențialelor prestatoare de servicii sexuale și organizarea transportării spre Turcia a fost pusă în aplicare începând cu luna decembrie 2022, la inițiativa deținutului condamnat la 13 ani pentru tâlhărie și viol, a cărui soră practica prostituția în Antalya. Aceștia le contactau pe tinere prin intermediul rețelelor de socializare, cu vârste cuprinse între 20 și 25 de ani. Oamenii legii au descins cu percheziții și la cei doi deținuți, de unde au ridicat dispozitive de comunicare, agende și înscrisuri de ciornă. La solicitarea procurorilor, Judecătoria Chișinău, sediul Ciocana, a aplicat arestul preventiv pentru un termen de 20 de zile. Totodată, persoanelor care își desfășurau activitatea ilegală din penitenciar le-a fost atribuit statutul de bănuit. Un rezervor a luat foc în portul internațional Giurgiulești. Se întâmplă la câteva zile de la izbucnirea unui alt incendiu în același port. Compania dădea anterior asigurări că incendiul a fost localizat complet, iar silozurile adiacente nu vor fi afectate. Conducerea grupului Transoil, care deține și firma cu pricina, spune că a decis să dezasambleze silozurile verticale de păstrare a șrotului rămas pe teritoriul portului, pentru a înlătura orice risc de prăbușire necontrolată sau incendii. În dimineața zilei de vineri, angajații Inspectoratului General pentru Situații de Urgență au fost alertați din nou la portul internațional Giurgiulești. Asta după ce un alt rezervor cu încărcătură de șrot de semințe de floarea soarelui a luat foc. La fața locului au fost trimise 5 echipaje de salvatori și pompieri cu un efectiv de 20 de angajați din subordine. Potrivit IGSU, rezervorul numărul 2 care a luat foc are o capacitate de 1100 de tone. În acesta erau depozitate 50% din capacitatea totală de producție. Instituția afirmă că în urma incidentului
incidentului nu au fost raportate victime și nu există riscuri pentru cetățenii și infrastructura din zonă. Pe de altă parte, datele publicate de Agenția de Mediu arată că nivelul de poluare a aerului în regiunea portului Giurgiulești a crescut de miercuri până vineri. Dacă miercuri nivelul de poluare al aerului pentru conținutul de fenol depășea norma sanitară de la 1,5 până la 2 ori, atunci vineri norma de poluare a ajuns să fie depășită de la 1,2 până la 3,3 ori. Având în vedere că urmările incendiului pot avea impact negativ asupra sănătății populației din regiune, Agenția de Mediu va continua monitorizarea nivelului de poluare a aerului în zona Portul Internațional Liber, Giurgiulești și a ariei aferente localității. Un incendiu similar la Portul Internațional Giurgiulești a avut loc luni 16 ianuarie. Din cauza mocnirii unei încărcături de peste 1000 de tone produs de șorot de floarea soarelui, a avut loc prăbușirea cisternei. Timp de cel puțin 2 zile, pompierii și salvatorii au acționat pentru localizarea și lichidarea totală a arderii. În ultimele zile, în spațiul public au fost expuse și opinii, precum că cele întâmplate la Portul Internațional Giurgiulești ar fi fost chiar consecința unei diversiuni. Administrația grupului Transoil a respins însă astfel de afirmații și a comunicat că la mijloc este atât factorul uman, cât și calitatea materialelor folosite la asamblarea silozurilor. De partea cealaltă, compania producătoare a rezervoarelor KMZ Industries susține că silozurile furnizate grupului Transoil au fost proiectate și produse în strictă conformitate cu standardele de calitate. Precizăm că fabrica de ulei și elevatorul din portul Giurgiulești au fost construite în anii 2020-2021 și aparțin companiei Danube Oil Company, partea grupului Transoil controlat de milionarul Vaja Giași. Mai mulți cetățeni ai Republicii Moldova care lucrau la o fabrică clandestină de țigări din Franța au fost arestați. Aceștia produceau tutun contrafăcut în cantități industriale. Jandarmii au confiscat aproximativ 55 de tone de țigări. Prețul de vânzare al acestora este estimat la 13,7 milioane de euro. Fabrica ilegală, demontată de jandarmerie ca urmare a informațiilor transmise Franței de către Europol la sfârșitul anului 2022, se afla într-un depozit dintr-o zonă industrială de la periferia orașului Rouen. Anchetatorii au descoperit mai multe camioane care încărcau și descărcau cutii voluminoase. Pe 12 ianuarie, când două autospeciale de 38 de tone au ajuns la fața locului, în jur de 60 de jandarmi au descins la fabrica clandestină. Au fost ridicate peste 100 de tone de produse, dintre care 55 de tone de țigări, 50 de tone de etichete, filtre de hârtie, ambalaje și 18 tone de reziduri de tutun. Toate produsele confiscate au fost imediat distruse, la fel ca și utilajele de producție, a precizat jandarmeria franceză. 9 persoane, majoritatea cetățeni ai Republicii Moldova cu vârste cuprinse între 21 și 55 de ani, au fost arestate și puse sub acuzare. Muncitorii trăiau pe teritoriul fabricii complet separați de lumea exterioară. 4 dintre ei au fost plasați în arest preventiv, iar ceilalți 5 sub control judiciar. Am fost martor de câteva ori când șoferii respectiv nu cedează, adică sau vin cu viteză, sau își manifestă aerile de dita mai conducător, sau încearcă în fel și chip să-și manifeste indignarea față de faptul că pietonii traversează trecerile. Jurnal TV a inițiat în această săptămână campania Nu trece dincolo. Scopul nostru este să-i sensibilizăm atât pe șoferii care încalcă regulile de circulație și lovesc în plin pietonii, cât și pe cei care trec strada neregulamentar. Cu această ocazie am făcut un experiment social. Am mers cu moartea pe străzi și am atenționat pe cei care încalcă regulamentul să nu treacă dincolo. Ce a ieșit, vedeți în cele ce urmează. Vrei să trecem dincolo, băieți? Da. Vrei să trecem dincolo? Spune, vrei să trecem dincolo sau nu? Nu. Dar de ce treci în neregulamentar? Vreți să vă lovească o mașină? Nu. Nu vreți? Dar de ce treci așa drumul? Nu știți că asta poate să vă iei cu mine? Băieți! Aveți grijă pe viitor, că puteți să vă întâlniți cu moarte. Bună ziua! Bună ziua! Vreți să trecem dincolo? Dar mă doare piciorul și nu pot pe scări să mă cobor pe subteran. Eu vă înțeleg, dar mașina poate să rămâneți fără picioare. Știu. Știți? Știu. Eu vă recomand, poate... Știu. Trecem dincolo sau nu trecem dincolo? Trec, dar mă duc, dar pe acolo, dacă nu se poate și... A, azi nu mergeți cu mine. Azi,
să trec pe singur. Zic, poate vreți să mergeți cu mine? Vreți cu moartea? Da, nu. Nu vreți cu moartea? Nu, mulțumim, domnul. Da, îmi pare rău, credeam că vreți să treci dincolo cu moartea. Ziua. Da, da. Vreți să trecem dincolo? Da, dar eu nu... De ce? Trecem cu moarte împreună? Nu înțeleg, eu nu mă pot cobori în subsol. Nu înțeleg. Ești sigur că vrei să treci par celălalt? Mă duc, eu nu mă pot cobori. Sure, nu, noi ne ducem pe partea cealaltă, dar nu știu dacă să ajungi. Precis trecem, da? Precis trecem. Hai cu moarte, hai. Hai cu moarte, hai. Hai cu moarte. Trecem dincolo. Vrei să trecem dincolo? Da. Vrei cu moartea? Nu, cu moartea nu vreau. Da. Nu cu moartea, gândești, poate, subterană? Da nu pot, măi, băiete, eu să pot, păi eu mă duc, nu, subterană. Vrei cu moartea să trecem? Nu. Eu dacă asta, mașinile se opresc, eu trec. Dacă nu se opresc, eu nu trec. Să treacă el dincolo. Să trecem moartea dincolo. Vrei să trecem dincolo? Ei, hai să grăiesc. Moartea și fără asta, să vie. Hai cu moartea, haidem. Hai cu moartea. Eu, papa, hai cu moartea, hai cu moartea. Nu cu moartea. Dar cu cine? Cum vă numiți dumneavoastră? Maria. Doamna Maria, ați trecut strada neregulamentară. Da. Nu-i corect. Să vă arăt cum merg, Aghelu-ta măr, mă duc azi să-mi tai un mozol la dințetă. Eu am înțeles, dar viața are prioritate. Eu știu, da, să mă cobor pe jos, să vin, asta pentru mine e o... Copiii retrăiesc pentru dumneavoastră, știu, nepoții știu, retrăiesc pentru dumneavoastră. Sperăm pe viitor dumneavoastră să nu mai treceți și să le spuneți celor din jur să nu o fac. Da, mersi mult, mă duc la masaj, mă iertați, trebuie să mă... Aveți grijă. Da, mersi. Hai vin la mine, amuia! Hai la mine, amuia, am zis! La mine! M-a scuzat! Ai vrut cu moartea? Nu! Nu vrei cu moartea? Nu! M-a scuzat, Zoro! Dar de ce treci pe aici? Mă grăbesc la lucru, mă grăbesc! Dar poți să te grăbești să ajungi cu mine, e ca așa, 3 secunde, pe acolo, pe desubt, și nu ajungi la mine! M-a scuzat, vă rog frumos, m-a scuzat! Hai, drum bun, hai! Hai că văd că vrei cu moartea, îți trage la moarte! Îmi pare bine. Daniel, comisar Daniel. Dumneavoastră ați comis o încălcare a regulamentului de circulație rutieră. Da. Cunoașteți despre asta? Nu mă filmați, spuneți de ce pe față. Cunosc. Aveți copii, familie? Și copiii dumneavoastră, dacă ar trece așa și le spui dumneavoastră. Pentru așa încălcări, trebuie să punem amendă sau preîntâmpinare? Puneți-vă rog, da, preîntâmpinare. Preîntâmpinare? Vă rog frumos. Eu vă aud rugămintea dumneavoastră și eu sper tare mult ca asta să fie o lecție pe viitor și transmit și altora. Pentru că nu e chestia în acei 450 lei, eu îi aplic și mâine puteți face din nou prostie. E chestia în responsabilitate, atât pentru șofer cât pentru dumneavoastră și copiii dumneavoastră, că dați un exemplu. Aveți mare dreptate, mersi frumos și corectarea o să existe. Thank you.
Accidentele rutiere pot într-o clipă schimba vieți. Un adolescent care acum 10 ani a fost victima unui șofer neatent a rămas schilodit. Nu merge, nu vorbește, nu mănâncă singur. Băiatul se afla în brațele bunicii și treceau regulamentar strada când o mașină i-a lovit violent. Medicii nu-i dădeau șanse de supraviețuire, iar faptul că încă trăiește este o minune, spune mama tânărului. Olga Zavatsky își amintește cu lacrimi în ochi ziua în care o singură secundă a schimbat totul. Pe data de 23 mai în 2013, Vova veni de la grădiniță cu bunica și cu mine. Și treceam drumul pe trecerea de pietoni, intram în ograda noastră. Și un taximetrist nu a cedat nou drumul și chiar pe trecerea de pietoni o pălit pe soacră mea, că e ține pe Vova în braț, dar Vova atunci a avut 5 ani. Impactul a fost atât de mare încât băiatul a fost aruncat din brațele bunicii. Pe Vova căutam foarte mult, numai încălțămintea era pe trecerea de pietoni. 60 de metri de la trecerea de pietoni a zburat Vova. Taximetristul s-a oprit tocmai când în banner era așa viteză că el s-a pălit în banner. A venit ambulanța, a luat pe Vova, dar Vova a căzut în comă după pălitură. Când a venit ambulanța, el deamul nu respira, era în stare foarte gravă. Cum doctorii ne au spus că după așa traume, oamenii nu trăiesc. Potrivit medicilor, băiatul a suferit un traumatism craniocerebral acut, contuzia țesuturilor multiple pe corp și contuzia organelor interne. A dispărut auzul. După accident, Vladimir a stat un an în comă. Băiatul a suportat peste 30 de operații la Chișinău și în străinătate, dar șanse ca să revină la viața anterioară aproape nu sunt. Vova nu putea să respire singur și s-a făcut traheostomie. Și iaca în ziua de azi, Vova singur nu respire. Avem traheostomă, Vova nu mănâncă, avem gastrostomă, s-a făcut operația în Germania. După o reabilitare intensivă, băiatul a început să-și simtă mâinile și picioarele și să audă, dar să vorbească și să meargă nu poate. E că așa în fiecare zi noi ne plimbăm afară, două ceasuri, dacă mai cald, mai mult putem să stăm afară. Prestația socială de 1700 de lei e foarte mică pentru a face față cheltuielilor. Lunar, pentru necesitățile lui Vladimir, familia cheltuie peste 20.000 de lei. Acum băiatul are nevoie de o intervenție costisitoare. Și în 2018 noi am schimbat gastrostomă, că era probleme. Și am uitat un timp de o lună, iarăși avem probleme la gastrostomă. Dar tot ce poate să facem, poate să facem cu gastrostomă asta numai în Germania. Mă tem să încerc să strâng banii pentru operația. Șoferul care i-a lovit pe Vladimir și bunica lui pe trecerea de pietoni a fost condamnat, dar nu a mai ajuns să-și spășească pedeapsa, povestește mama băiatului. El în curte de apel, lui a dat 6 ani penitenciară de tip închis și 4 ani nu poate să meargă cu mașina. Când era în Curtea Supremă de Justiție, el s-a însurat cu o femeie care are un copil invalid de gradul 1. Dacă el are deamă în familie un copil minor, invalid, ei nu pot să închid pe dânsul și ei nu pot să dau lui să plătească nouă lecuirea, că el deamă are în familie singur cum copil invalid. Și așa și s-a terminat la noi. Acum Olga își dorește un singur lucru, ca băiatul ei să aibă puterea să trăiască. Prețuiți ceea ce aveți, sănătatea copiilor, cel mai important în viață și în familie. Tânărul care în decembrie trecut a lovit mortal un minor pe o trecere de pietoni în sectorul botanic al Chișinăului va fi judecat. Procuratura municipiului Chișinău a încheiat urmărirea penală și a expediat dosarul în instanță.
Tânărul de 22 de ani este învinuit de încălcarea regulilor de circulație rutieră, ce a cauzat din imprudență decesul unei persoane. Băiatul de 10 ani traversa strada regulamentar. Pe 23 decembrie 2022, în jurul orei 18:50, conducând automobilul din direcția străzii aeroportului în direcția străzii Băcioii Noi, municipiul Chișinău, ignorând mai multe prevederi ale regulamentului de circulație rutieră, deplasându-se cu o viteză de 85 de km pe oră pe marcajul trecerii pentru pietoni, învinuitul a tamponat minorul. Victima a decedat la spital. Învinuitul și-a recunoscut integral vinovăția. Pe 13 ianuarie, în privința lui, a fost aplicată măsura preventivă, obligarea de a nu părăsi țara pe un termen de 60 de zile. Dacă va fi găsit vinovat, acesta riscă până la 7 ani de închisoare, cu anularea dreptului de a conduce mijloace de transport. Autoritățile trebuie să găsească neîntârziat soluții pentru problema accidentelor rutiere din orașul Chișinău. Pietonii sunt în pericol, se cer condiții mai sigure pentru traversarea străzilor, afirmă membrii organizației Părinți Solidari, dar și alți activiști care s-au adunat la o manifestație în fața primăriei. Acum tot ce se întâmplă, se întâmplă după, da? Persoana decedat, este amendat, șoferul sau mai degrabă face închisoare și cu atâta tot. Omul nu mai este. Хотим бы развивать город по европейским нормам, то по какой причине не применяется известная европейская программа Vision Zero, которая предусматривает создание механизмов для нулевой смертности на дорогах. И поэтому возникает вопрос, почему за последние три года ничего не реализовано в отношении безопасности пешеходов. Am fost martor de câteva ori când șoferii respectiv nu cedează, adică sau vin cu viteză, sau își manifestă aerile de dita mai conducător, sau încearcă în fel și chip să-și manifeste indignarea față de faptul că pietonii traversează trecerile. De mai multe ori au fost situații când s-a spus că gata, facem treceri de pietoni supra un pic ridicate asupra terenului sau diferite tipuri de zebre, sau, dar din păcate s-a rămas la declarație, s-a făcut foarte puțin. În luna septembrie trecut, fiul acestui bărbat a nimerit într-un grav accident. În timp ce mergea pe stradă, tânărul de 19 ani a fost lovit de un taxi. Copilul meu lovit cu traume, este un dosar penal, avem judecată. Pur și simplu suntem lăsați, adică ne l-a palit, spitalul de urgență ne l-a cusut, slavă Domnului, tot normal, acum are o plăstină în tot bicepsul. Sunt luna septembrie, era ziua neazafare, ora 12, era în mijlocul trecerii de pietoni, a fost lovit. Șoferul zice că nu l-a văzut. Mai mult ca atât, sunt la fața locului, șoferii s-au opriau și îmi făceau mie observație. Ei, dar și parcă băiatul tău este unicul. Reprezentantul primăriei Chișinău le-a declarat manifestanților că autoritățile locale și poliția încearcă pe toate căile să rezolve această problemă. Primăria municipiului Chișinău este dispusă pentru a colabora cu poliția în vederea organizării de campanii atât în instituții cât în școli și grădinițe și privire la siguranța traficului rutier. În ultimii 3 ani de zile, de către serviciile municipale au fost întreprinse mai multe activități, începând de la iluminatul stradal, deci iluminatul trecerilor pietonale, marcajul, crearea acelor insulițe de siguranță. Societatea civilă cere autorităților să implementeze strategia unei infrastructuri sigure, Vision Zero, adoptată în 2021 în Uniunea Europeană. Iată ce veți vedea în partea a doua a emisiunii Patrula Jurnal TV. Revenim în curând, stați aproape! We'll be right back.
administrația Institutului Mamei și Copilului a fost obligată să achite 200.000 de lei drept prejudiciu moral unei femei care acum 6 ani a avortat în toaleta instituției, fără ca să beneficieze de asistență medicală și psihologică. Purtătorul de cuvânt al instituției, Maxim Cazacu, ne-a declarat că administrația va ataca decizia. Este pentru prima dată când o instituție a dispus recuperarea prejudiciului moral în contextul violenței obstetrice și ginecologice, comise de o instituție medicală publică, afirmă experții de la Promolex. Violența obstetrică și ginecologică reprezintă în continuare o problemă pentru sistemul medical și trebuie abordată urgent și prin reforme sistemice, nu reactive de moment. Responsabilii de la Institutul Mamei și Copilului ne-au spus că decizia judecătoriei municipiului Chișinău va fi atacată la curte de apel. Noi nu suntem de acord cu această decizie și noi vom ataca la curte de apel. Deci în termenii, chiar în zilele următoare, vom depune o cerere de apel. Se asustă. Cazul a avut loc în luna decembrie 2017. La 18 săptămâni de sarcină, tânăra a fost anunțată de către medici precum că fătul ar avea unele patologii și i-au recomandat acesteia să facă avort medicamentos. Eu, practic, pe fiecare care îl vedeam într-un halat alb, întrebam ce va fi și cum va fi. Și mi se reproșa înapoi că doar că fără dureri nu scapi și durerile vor fi de 10 ori mai puternice decât la o naștere simplă. Tânăra i-a învinuit atunci pe medici de neglijență. Am luat vasul și am mers la baie. Ea a venit după mine și am întrebat, poți să merg la WC-ul? Și a zis că da, tu stai fără grijă, tu încă nu naști. Și nu m-am plecat și fetița a început a ieși și am strigat că eu nasc. Vasul ăla vine puțin așa în jos. Și ea când a ieșit, acolo era foarte mult sânge, foarte mult. Și a căzut în sângele ăla. Potrivit medicilor, femeia ar fi părăsit instituția medicală înainte de termenul de externare stabilit. Medic curant i-a explicat sau consiliat că externarea trebuie să fie în ziua următoare, adică pe data de 15. Cum a plecat domnule ei? Circumstanțele acestea nu le cunosc, dar i-a plecat din secție. Asociația Promolex își exprimă solidaritatea față de femeile care au trecut prin experiențe similare și speră că fenomenul calității proaste a asistenței medicale pentru femeile gravide, în special în perioada nașterii, va fi sesizat de autorități și acestea vor depune maxim efort și diligență pentru înlăturarea problemelor și îmbunătățirea situației. Asociația reiterează faptul că sistemul de asistență medicală trebuie îmbunătățit în vederea asigurării unui standard cât mai înalt al calității acesteia, se arată într-un comunicat al Promolex. Igor Dodon va putea ieși din Republica Moldova din 28 ianuarie și până pe 5 februarie. Așa a decis Curtea Supremă de Justiție. Între timp, avocații lui Dodon au depus o cerere de recuzare a completului format din Vladimir Timofti, Ghenadie Plămădeală și Anatolie Țurcan. Ce argumente are, vedeți în cele ce urmează. În actele făcute publice de către Igor Dodon se arată că avocații au motivat solicitarea prin faptul că ar exista circumstanțe care pun la îndoială rezonabilă imparțialitatea acestor magistrați. Potrivit lui Dodon, președintele acestui complet de judecată a fost numit președinte interimar al CSJ după ce actuala guvernare a operat modificări în lege de dragul acestei numiri. Un alt președinte interimar, cel al CSM, Dorel Musteață, client fidel al actualei guvernări, îndată l-a și numit pe Vladimir Timofti în această funcție. După acest serviciu util guvernării, Musteață a fost promovat judecător al CSJ, chiar dacă legea interzice expres acest lucru. Potrivit anchetei, în dosarul Sacoșa Neagră lui Igor Dodon se încriminează că urmărind promovarea intereselor lui Vladimir Plahotniuc și Serghei Yaralov, care au creat și conduceau organizație criminală și care aveau interesul de a controla procesele politice, sociale și economice din Republica Moldova, precum și de a se eschiva de la răspundere penală în Federația Rusă, a pretins și acceptat de la aceștia bani de la 600.000 până la 1.000.000 de dolari. Suma menționată era pretinsă de către Dodon pentru achitarea cheltuielilor curente ale Partidului Socialiștilor, inclusiv pentru achitarea salariilor angajaților. Igor Dodon este vizat în dosarul Energocom, în care este acuzat de depășirea atribuțiilor de serviciu de o persoană cu funcție de demnitate publică, în interesul unui grup criminal organizat, care este examinat de judecătoria Chișinău, sediul Buicani. Între timp, fratele fostului președinte ar fi fost reținut de autoritățile de la Moscova, dar ulterior a fost eliberat. Cel puțin asta spune liderul formațiunii Partidul Nostru, Renato Usatăi. Informația nu a fost confirmată de Igor Dodon. Fratele Dodon l-a închis alaltăieri la Moscova.
значит, продержали его до ночи, да, позавчера, значит, и Игорь сидит тут в шоке, невыездной, а там посадили его, потому что Дадон должен там подписать кое-какие расписки, туда, что там не будут разваливать фракцию социалистов. Игорь Додон a spus că are interdicția de a discuta cu fratele său. Totuși, acesta a spus că fratele său nu a fost reținut. Eu nu am așa informații, știu că fratele a dormit acasă ultimele săptămâni și ultimele zile. Cel puțin eu nu am contact cu el pentru că este figurant pe un dosar penal, dar din ceea ce cunosc nu este nicio problemă și nu a fost reținut. Acasă unde? La Moscova, el are cetățenie Federației Rusie și muncește la Moscova. Alexandru Dodon are statut de învinuit în dosarul de îmbogățire ilicită incriminată lui Igor Dodon. Potrivit surselor noastre confidențiale, Alexandru Dodon a părăsit Republica Moldova pe 26 mai 2022. Decizia finală în dosarul extrădării profesorilor turci va fi anunțată pe 16 februarie. Atunci va fi clar dacă dosarul în care a fost amendat Vasile Botnar, fostul șef al SIS, va fi sau nu întors la rejudecare. Au fost formulate poziții finale ale părților. Noi am solicitat remiterea cauzei la rejudecare, în vedere solicitările apelantei Firci Galina. Domnul Botnar și avocatul solicitat ca să fie respins această cerere de apel și să fie declarat ca inadmisibilă. Vasile Botnar a venit la ședință împreună cu soția. Aceasta a solicitat anterior să fie prezentă, chiar dacă nu are nicio calitate procesuală în dosar. De ce ați solicitat să fiți prezentă la ședințele de judecată? În dimineața zilei de 6 septembrie 2018, ofițerii SIS au reținut și au extradat 7 angajați ai rețelei de licee Orizont. Toți 7 au primit pedepse cu închisoarea în Turcia. Pentru expulzarea profesorilor turci, Republica Moldova a fost condamnată de Curtea Europeană a Drepturilor Omului. Guvernul a fost obligat să le plătească celor 7 dascăli câte 25.000 de euro. Fostul șef al SIS, Vasile Botnar, singurul figurant în dosar, a fost condamnat și obligat să achite o amendă de 88.000 de lei. Kremlinul ar putea recurge în perioada imediat următoare la încă un val de mobilizare, iar pentru a lipsi Ucraina de livrările de armament occidental, Putin ar putea lovi din nord, de pe teritoriul Belarus. Declarația a fost făcută de Andrei Ilarionov, fost consilier al lui Putin. Ilarionov mai afirmă că Putin ar putea lua în considerare extinderea invaziei în autonomie găgăuză și în regiunea transnistreană a Republicii Moldova. Un pericol iminent de escaladare a conflictului în Transnistria nu există, a afirmat autoritățile de la Chișinău. Andrei Ilarionov presupune că prin bugeacul ucrainean din sud-vestul regiunii Odessa trece una dintre principalele artere de aprovizionare a Ucrainei. Acest teritoriu, cuprins între râurile Prut, Dunăre și Nistru, are o componență etnică complicată, cu nivel scăzut de dispoziții pro-ucrainene și se învecinează cu Găgăuzia, o autonomie teritorială în componența Republicii Moldova, afirmă fostul consilier prezidențial de la Kremlin. Nu se poate, pe cel puțin, teoretic, exclude încercarea că если использовать, например, какие-либо десантные ресурсы для того, чтобы совершить высадку в Буджаке, который является достаточно удаленным от основных центров военного управления Украины и на территории которого, как мне кажется, я могу ошибаться, возможно, недостаточных сил и средств для противодействия, попытаться захватить территорию Буджака, продвинуться до Гагаузии, продвинуться до Приднестровья, и в зависимости от развития ситуации, возможно, даже попытаться повлиять на и изменить власть в Молдове. По крайней мере, летом прошлого года такая попытка, как мы знаем, предпринималась. Иларионов a ținut să menționeze că scenariile ar putea să pară de domeniul fantasticului, dar acesta este modul de gândire de care se poate ghida cartierul general al armatei ruse. Aproximativ aceleași scheme au fost aplicate în 2008 în Georgia, a opinat fostul consilier al lui Putin. Referindu-se la un eventual succes al agresiunii rusești de luare în clește prin atacarea Ucrainei din nord și din sud, Ilarionov spune că acestea nu sunt decât supoziții care, dă Doamne, să nu se împlinească. Andrei Ilarionov a fost consilierul lui Vladimir Putin în primii 5 ani de mandat prezidențial al acestuia. Fiind în funcție, Ilarionov l-a criticat public pe Putin de mai multe ori și și-a dat demisia după ce liderul rus a dat semne evidente de autoritarism și interese de corupție. Președintele Parlamentului Igor Grosu a declarat că nu există un pericol iminent de escaladare a conflictului în Transnistria. Grosu a adus aminte de declarațiile unor generali ai armatei ruse care au prezentat niște hărți care ar fi sugerat intenția de avansa spre Nicolaev, Odessa, cu joncțiunea spre Transnistria. În prezent, aceste pericole nu există datorită succesului forțelor ucrainene, a punctat Igor Grosu.
atac cu rachete asupra unui bloc de locuințe în orașul Dnipro. Cel puțin 45 de oameni, printre care 6 copii, au murit, iar alte zeci de persoane au fost rănite. Moscova a negat implicarea, iar liderul de la Kiev subliniază că sancțiunile împotriva cetățenilor ruși și altor persoane care ajută teroarea trebuie extinse. Atenție! Urmează imagini cu impact emoțional. The explosion was very long. It seemed so long. My child and I were screaming so hard that my throat hurt. I don't know what the point was. There isn't a single military facility here. This is a residential area. Я живу тут 300 метрів отсюда. Почув, що дома там було так сильно, ну, бабахнуло і стекла полетіли в під'їзді. І повилітали стекла, я прибіг сюди, сказали, десь отут. Я це стою, вже тут, ну, дивлюся, ну, жалко людей, звісно, це такий кошмар, що просто немає слів, чесно говоря. This is clearly terrorism, and all this is simply not human. Десятки людей вдалося врятувати з-під завалів, серед них 6 дітей. Боремось за кожну людину. Рятувальна операція триватиме стільки, скільки буде хоч найменше шанс врятувати життя. Salvatorii lucrează fără pauză. We've been working here for 19 or 20 hours without sleep or without rest. Kremlinul, prin vocea purtătorului de cuvânt Dmitri Peskov, a negat orice atac al trupelor ruse asupra unui imobil rezidențial din orașul Dnipro, afirmând că ar viza doar ținte militare. În afară de Dnipro, alte zone afectate au fost Odessa, Harkov, Lviv și capitala Kiev, unde infrastructura civilă a fost avariată și alimentarea cu energie electrică a fost întreruptă. Forțele ucrainene au precizat că au doborât 25 dintre cele 38 de rachete лансати сімбата де руш. Хочу сказати всім тим в Росії і із Росії, хто навіть зараз не зміг произнести навіть кілька слов осудження цього терору, хоча прекрасно все бачать і знають. Ваше трусливе мовчання, попытка переждать то, що происходит, закончится только тем, что однажды эти же террористы придут и за вами. И когда оно придёт за вами, некому будет вас защищать. Se fac aproape 11 luni de când Rusia a declanșat o invazie în Ucraina, pe care o numește așa zisă operațiune militară specială, ceea ce este de fapt o agresiune nejustificată și neprovocată împotriva unui stat suveran. Ucraina a intrat în iarnă cu milioane de oameni care stau în frig fără curent din cauza atacurilor cu rachete lansate de către ruși. Un accident aviatic în orașul ucrainean Brovary a luat viața 14 persoane. Printre victime este ministrul ucrainean de interne, adjunctul acestuia și secretarul de stat al ministerului. Autoritățile nu au publicat deocamdată o versiune oficială privind cauzele tragediei. Accidentul a avut loc în Brovary, un oraș cu aproximativ 100.000 de locuitori de la periferia estică a capitalei Kiev. Elicopterul s-a prăbușit lângă o grădiniță, într-o curte cu blocuri rezidențiale multietajate. Martorii afirmă că elicopterul a luat foc fiind în aer. Кружило це горіл і полетів в эту сторону. Ну я так поняла, що він вибрав об'єкт самый маленький, тому що там же двухэтажное здание. La ora când s-a întâmplat tragedia, copiii și angajații instituției se aflau în grădiniță. Elicopterul a distrus o bună parte a clădirii, care a fost cuprinsă de flăcări. Toată lumea din zona a fost evacuată. La fața locului au intervenit serviciile de urgență. Поки що немає в нас інформації про зниклих безвісті дітей, йде робота по ідентифікації. Всі діти зараз знаходяться в іншому навчальному закладі, з ними працюють відповідні служби. Також туди приїжджають батьки, складаються списки. Ми відкрили кабінети, які будуть штабом для постраждалих у цьому горі, для працівників
і для, можливо, батьків. Є психолог, є медсестра. Все, що від нас залежить, постараємося допомогти. În elicopterul care s-a prăbușit se aflau 9 persoane. Potrivit șefului Poliției Naționale, Igor Climenco, toți au decedat. La bord se afla ministrul ucrainean de interne, Denis Monastirski, adjunctul acestuia Evgeni Enin, ambii de 42 de ani, și secretarul de stat din cadrul Ministerului de Interne, Yuri Lupkovici, de 33 de ani. Evgeni Enin a activat în perioada 2005-2009 la ambasada Ucrainei de la Chișinău, fiind responsabil de reglementarea conflictului transnistrian. Potrivit lui Kiril Timoshenko, adjunctul șefului oficiului președintelui Ucrainei, cei trei oficiali, Monastirski, Enin și Lupkovici, se îndreptau spre unul dintre locurile fierbinți ale războiului. Aceștia se aflau la bordul unui elicopter de model Super Puma, donat anterior de Franța și predestinat misiunilor Departamentului de Situații Excepționale. Premierul ucrainean Denis Shmyhal a ordonat crearea unei comisii speciale care va investiga cazul. Președintele Volodymyr Zelensky a transmis condoleanțe familiilor celor decedați. Atât pentru ediția de astăzi, vă așteptăm și duminica viitoare cu noi subiecte și cazuri de răsunet. Dacă ați fost martorii unor fără de legi sau dețineți informații de interes public, nu ezitați să ne contactați la 022-859-300 sau să ne scrieți pe adresa de e-mail contact@jurnaltv.md. Ne găsiți și pe pagina de Facebook jurnaltv.md. Numai bine!